Vă salut, dragi columbofili! Bine ați revenit în voliera mea, Columbofil Junior. Astăzi o să facem o prezentare la achizițiile noi ale mele. Nu sunt chiar așa de recente. După cum te puteți observa, ele stau și în voliera puilor. Este vorba de rasa Rândunele de Saxonia. Sunt în carantină. Am achiziționat 7 perechi, domino pe negru, domino pe roșu, tresă neagră, tresă roșie. Sunt niște exemplare foarte frumoase. Vă reamintesc că eu dețin 5 perechi la matcă și pe culoarea tresă albastră. Așa cum vă spuneam, sunt achiziții noi la voliera noastră. Așteptăm să avem rezultate foarte bune din partea acestora. Și mai exact avem două culori, domino pe negru, o culoare de tresă neagră, două culori pe galben, tresă galbenă, o culoare pe domino pe roșu. O să filmăm și o să vă prezint fiecare pas al fiecărei perechi de la noile achiziții. O pui din fiecare pereche ce va rezulta. Ele o să mai stea o săptămână la carantină. O să administrăm tratamentele preventive. O să facem vaccinarea. Din nou. Și apoi o să îi ducem în boxa Rândunelelor de Saxonia. Dar să revenim la aceste noi achiziții care mie îmi sunt foarte dragi. Să încercăm să vedem dacă o să mai coboare. Nu sunt acomodate cu voliera noastră. Cu toate că au 2 săptămâni de când se află la voliera noastră. În colț acolo observați și câteva. De fapt, sunt câteva plase. Grătare pentru boxe, tot timpul le nimeresc să le spun în măploase. De fapt, ele sunt grătare pentru boxă. În dreapta adăpătorii avem aici o pereche pe roșu, tresă roșie, așteptăm să mai coboare. Vor să mai coboare. O să vi le prezint eu așa.
Acestea sunt achizițiile pe 2017 la voliera mea, la Columofil Junior. Așa cum v-am spus și mai înainte, o să urmărim evoluția acestor perechi, să vedem ce pui vom obține din ele. Până data viitoare, eu vă salut și vă urez toate cele bune!